Părinte Pahomie. Poate pune aceeași întrebare, părinte, cum să fac ca să trăiesc fericit și aici și dincolo. Să ne aducem aminte că toată tradiția monahală și a bisericii către fiii ei, din glasul Sfinților Părinți, rezultă un unic îndemn permanent, un îndemn la simplitate, un îndemn la naturalețe, un îndemn la firescul acestei vieți păstrat ca supremă valoare care asigură omului atât echilibrul sufletesc de care are nevoie într-o viață care nu întotdeauna îi oferă cele mai bune condiții și într-o societate care nu întotdeauna este în întâmpinare cu cele mai bune oferte și între niște semeni care nu întotdeauna manifestă cea mai bună înțelegere față de aproapele, și atunci trebuie păstrată cu orice preț această naturalețe a vieții, acest firesc al vieții, acest dat al ei care face ca omul să se nască, să trăiască în comuniune și în comunitate cu ceilalți și să respecte anumite rânduieli care fac posibilă viața însăși împreună. Să nu caute, cum ar spune Mântuitorul în Sfânta Evanghelie, să adauge staturii sale un cot cu orice preț. Este ceea ce de altfel credem noi monahii că se întâmplă în viața de toate zilele în vremea noastră. Prin tot acest efort extraordinar tehnico-științific pe care societatea îl face zi și noapte, e ca și cum ar încerca din răzputeri să adauge staturii sale un cot. Dar vedem că oamenii la fel de bolnavi mor atunci când boala intră necruțător în ei, vedem că oamenii la fel de mult suferă atunci când nu sunt înțeleși, vedem că oamenii la fel de, poate chiar multe probleme decât aveau în trecut, au și astăzi, începând de la cele psihologice și până la cele trupești. Și în viața monahală, deci dacă ne uităm cu atenție, legat de faptul că părintele a vorbit mai mult de viața laică, o să întâlnim același mod de viață. Deci mergând cineva la Ava Iperchie să-l întrebi care este vețuirea, bătrânul i-a răspuns scurt. Să mănânci când ți-i foame, să bei când ți-i sete, să dormi când ți-i somn, dar să le faci toate cu măsură. În ciuda faptului că monahismul este treapta cea mai înaltă de vețuire creștină și este unirea direct cu Dumnezeu sau vețuirea îngerească, întreaga tradiție ortodoxă și patristică, inclusiv patericul egiptean, se deșartă de cele înalte spre cele neputincioase. Și atunci întâlnim nenumărate pilde în care Sfântul Pafnut întâlnește femeia care călătorea prin cetate și era mai bună decât el, pentru că ea nu făgăduise, dar trăia într-o adevărată lepădare de sine, deci iată înaltă vețuire creștină dusă în ascuns și în simplitate și în modestia sufletului și a minții. Iată-l pe cimpoierul din Constantinopol care împărțea bruma de avere ce o câștiga din cântatul anunț și trăia în curățenie cu soția și se nevoia noaptea prin rugăciune în fața lui Ava Antonii, care îi se părea că este la o vețuire cea mai înaltă. Iată-o pe Maria Egipteanca care se nevoia în pustiu, neștiind ceea ce e cin monahal sau voturi monahale, și în momentul când Zosima vine să o împărtășească, ea trăia deja și se ruga înălțându-se un stânjen de la pământ, ceea ce l-a și înspăimântat având înainte vederea, nu faci metanii, părinte, că porți cu tine trupul lui Hristos și harul preoției. Iată-o pe desfrânata, deci, care vindea la bar, care era mai sporită decât alta Ava al pustiei, numai pentru simplu fapt că își bătuse cuie în tălpi să curgă sânge atunci când era atinsă de dezmerdările societății numai pentru a-și salva fiii. Și nu în cele din urmă, acel călugăr care credea că stând în pustie și nefăcând nicio minune, sensul vieții lui nu are rost. Deci vețuirea normală, părându-i să ceva înaintea lui Dumnezeu ca o nimică. Iar în momentul când se întoarce în pustie din vestirea de la îngeri, el se trezește cu cele trei mari semne. Când îi seti, nu mai găsești izvorul, când îi foame, nu mai găsești coliba și când vine noaptea, îl ia spaima nopții și atunci spune, Doamne, oare atât de mult am greșit înaintea ta? Și îngerul îi răspunde, vezi ce te călosești? Tu cauți vindecare, izgonire, vedere de demoni, înainte vederi, prorocii, când nu te-ai gândit că timp de 70 de ani trăind în pustie ai fost hrănit de darul lui Dumnezeu într-un loc secetos unde apa nu se găsește și iarba sau pomul nu crește, n-ai înțeles că acestea sunt darurile lui Dumnezeu?
chiar viața noastră obișnuită, acel serviciu de zi cu zi sau creșterea copiilor sau traiul modest la țară sau lucru pământului sau îngrijirea unui animal cu care te hrănești înaintea lui Dumnezeu este o viețuire normală prin faptul că Dumnezeu a spus așa, toate să le stăpâniți și toate să fie ale voastre, dar ca și cum n-ar fi, adică să înțeleagă omul cu orice ar da în schimb pentru sufletul său, dacă sufletul și-l pierde, nimic n-o dobândit, chiar dacă ar câștiga toată lumea. Deci nuanțele se deosebesc de la caz la caz numai prin simplu fapt că Dumnezeu spune așa, jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită. Deci cea care învinge pe toate în momentul când vede Antonie cerul este smerenia. Îi spune, Doamne, dar cine trece de sâta dracilor? Smerenia, Antonie. Și iarăși întreabă Antonie, dar cine poate biri peste acestea? Numai harul și ajutorul meu. Deci nimic fără Dumnezeu. De aceea și Mântuitorul spune, cine nu adună cu mine risipește și cine nu-i cu mine împotriva mea. Deci, legat de același problemă aspectului și a firescului vieții acestea, sigur, aici ar mai putea fi de reliefat un anumit aspect care ține mai mult de firescul sufletesc decât de cel trupesc de care tocmai am pomenit. Și anume să nu uităm faptul că și să ținem cont de faptul că acest firesc, această naturalețe trebuie să ne este dată, nu ne vine cumva din cer, nu ne vine cumva din... este o tradiție. Se înscrie pe linia unei predanii pe care o primim de la înaintașii noștri, de la bunii și străbunii noștri. Și să nu uităm că aici, în primul rând, ne adresându-ne fraților noștri români și vorbind în limba română pentru frații noștri români și realizând împreună o emisiune pentru români, și care vizează în primul rând problemele noastre ale românilor de astăzi, să ne aducem aminte că noi România avem o tradiție creștină foarte puternică, foarte veche, foarte importantă și care tocmai ea face firescul și naturalețea vieții noastre sufletești, ca români, ca și creștini și ca și ortodoxi. Și anume, nu mă refer numai decât și nu trebuie să ne gândim numai decât în sensul acesta scolastic, teologic al unei tradiții care se bazează pe anumite monumente care au o valoare universală și de la care pleacă toată învățătura creștină, nu. Ci ne referim mai mult la acest aspect duhovnicesc al tradiției și care ține anume de învăluirea și hrănirea sufletului omenesc, românesc, creștinesc, ortodox, cu dragostea lui Dumnezeu, prin Harul Duhului Sfânt, așa cum este primit el încă din copilărie, din frage de pruncie, în casa părintească. Sigur că în anii din urmă, mai ales în ultima jumătate de veac, România a traversat o perioadă mai puțin fasă din punctul acesta de vedere, în care învățăturile creștinești, Duhul de viață autentic creștin, predaniile ortodoxe nu au fost atât de mult prețuite și valorizate și nu s-a ținut atât de mult la transmiterea lor. A fost posibil cu toate acestea, deși s-a trăit într-un sistem care declarativ era anticreștin și nega aceste valori religioase, totuși, în realitate, în viața de zi cu zi, și asta generațiile mai în vârstă o pot confirma, cine a vrut să trăiască creștinește a avut această posibilitate. Și din această cauză au putut crește totuși copiii creștini, tineri creștini, inclusiv, iată, monahii de astăzi din mănăstirile românești, să nu uităm că sunt toți născuți în această perioadă, cea mai mare parte a lor.